Ultima oară ne-am întâlnit la ultima lansare de Media Factbook, când eram ușor pesimiști în privința pieței. Da, ordonanța a fost o piedică, într-adevăr. Ea n-a avut impact asupra volumelor, slavă Domnului. Asta pentru că suntem o echipă as an industry de profesioniști care... Ce s-a întâmplat? Acum un an preconizați o scădere, da, de o scădere câteva de milioane. Acum... 10 milioane, cred, pe partea de TV era prognoza noastră, pentru că eram la o lună de zile după lansarea ordonanței și simțeam că batem pasul pe loc, că suntem prinși în... nu știu, în tot felul de schimburi birocratice, de hârtii, legal, pur și simplu această ordonanță ne-a deraiat un pic de pe linia în care gândeam, dar ne-am revenit, probabil într-un interval de câteva luni de zile până la urmă lucrurile au fost puse sau reașezat. Partea bună a lucrurilor este că atât clienții, cât și televiziunile, cât și agențiile au depus efortul ca acest chain să nu se rupă, să nu existe distorsiuni pe acest lanț și până la urmă volumul de publicitate overall nu a scăzut pe partea de TV. Eu vorbesc aici ca volume, pentru că ca moral, pentru oamenii care sunt implicați în lucrul ăsta, a fost totuși destul de rău. Noi, ca oameni de media, suntem niște profesioniști desăvârșiți. Suntem un fel de struțocămilă între creativi și oameni de cifre, oameni cifrici. Când depui foarte mult entuziasm, energie pe ceea ce faci, pentru că noi practic ne gestionăm brandurile ca și când ar fi proprii noștri copii, și dintr-o semnătură, cineva care nu are niciun fel de legătură cu industria asta poate să-ți penalizeze atât de mult business-ul, da, o iei într-un fel personal și îți mai scade din partea de entuziasm, ca să zic așa. Dar ne-am revenit pentru că suntem profesioniști și pentru că încercăm să gândim abstract, să nu rațional, și să vedem până la urmă că știi cum e, orice pas înapoi până la urmă este locul din care poți să faci un pas mai mare înainte. În prezentarea Media Factbook de dimineață spuneai că toată lumea a pierdut practic din cauza ordonanței. Nu există câștigători. Nu există câștigători. Nu există câștigători din punctul cum meu de vedere. Cum se leagă acest lucru de cifrele efective din Media Factbook, care spun că piața e la fel. În cazul televiziunii e la virgulă, la fel, să spun. Nu există o virgulă în Media Factbook. Păi asta și spunem, nu există câștigători în acest... E la milion, 193 de milioane. Cred că am spus-o și anul trecut. Noi am asumat scăderea TV-ului din pricina ordonanței, pentru că în mod normal, anul trecut chiar asta am spus, în mod normal, dacă nu ar fi fost această ordonanță, prognoza noastră pentru anul 2013 ar fi fost că TV-ul stătea pe loc, adică la 193 de milioane. Pentru că noi am lansat Media Factbook undeva la o lună de zile și părea că lucrurile la momentul respectiv deraiază. Am avut acea prognoză de minus, nu mai țin minte, 3% sau nu mai țin minte pe partea de TV. Ne-am revenit ca pasărea Phoenix și la sfârșitul anului, până la urmă, piața a rămas intactă, ca să spun așa. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor clienților, pentru că agențiile practic au fost cel mai rău lovite de ordonanță. Și aș vrea să mulțumesc tuturor clienților noștri și clienților altor agenții din piața de publicitate, care au înțeles efortul agenției, care au înțeles munca, entuziasmul și pasiunea pe care o agenție de media le depune pentru brand, pentru a atinge consumatorul, și care au înțeles că într-un fel sau altul trebuie să creștem, pentru că trebuie să creștem partea de remunerație a agenției. Au înțeles? Au înțeles. Clienții au înțeles lucrul ăsta, pentru că ei știu care este efortul pe care o agenție îl depune în construcția unui mix de media. Vorbind de clienți, în urma ordonanței s-a schimbat și se schimbă în vreun fel clasamentul
principalilor spenderi de în publicitate? Nu. Au existat retrageri relevante din TV-ul înspre alte medii? Nu. 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 Și nu mai, adică, cum să spun, nici nu ar fi fost normal, pentru că noi chiar gândim binele brandului, adică nu putem să facem ceva. Deci totul vine dinspre partea de consumator. Dacă consumatorul consumă TV, cum consumă încă în România, la nivelul pe care îl consumă, tu nu poți să faci ceva împotriva brandului. Pentru că ne dorim binele, așa cum spuneam, sunt ca și copiii noștri, ne dorim binele acestor branduri. Nu putem să facem mișcări de asemenea manieră încât să stricăm ceea ce am construit pe parcursul atâtor ani. Dar există din alte cauze din economie, există schimbări relevante în clasamentul spenderilor, așa cum este el relevat în media Facebook? Da, există mișcări care... Da, mișcări în interiorul mediilor. Cine crește, cine scade și de digitalul ce? Digitalul crește. Nu, mă refer la clienți de publicitate. Există categorii care cresc, desigur. Categoria de retail crește, categoria de medicale crește. Deci da, există categorii care cresc, dar ele nu cresc sau scad datorat ordonanței. Nu. Întrebam din alte motive din economie. Da, categoria de telecom scade, de exemplu, un pic. A scăzut în anul 2013. Da, există schimbări de asemenea mari. Nu sunt schimbări dramatice. Există player noi care intră în piață, dar sunt fluctuații care sunt absolut normale. Comune, da. Da, deci sunt absolut normale.